Forțele de ordine au reținut două persoane suspectate de comercializarea marihuanei. Polițiștii au stabilit că suspecții de 22 și 35 de ani, locuitori ai raionului Drochia, s-au specializat pe comercializarea drogurilor în proporții deosebit de mari. În locuințele suspecților, oamenii legii au depistat 2,5 kg de marihuana în valoare de circa 30.000 de lei. Dacă vina bărbaților va fi dovedită, ei riscă 6 ani de pușcărie.